O misiune a Fondului Monetar Internațional vine din nou la București la începutul săptămânii viitoare, la aproximativ 4 luni după precedenta vizită. Scopul vizitei este de a analiza recentele evoluții economice și pentru a actualiza perspectiva economică. Echipa va fi condusă de șeful misiunii în țara noastră. Mai multe despre acest subiect discutăm acum cu domnul Adrian Codrălașu, vicepreședinte CFA România. Bună dimineața, vă mulțumim! Bună dimineața, mulțumesc pentru invitație! La ce să ne așteptăm după această nouă vizită, iată, la 4 luni de la precedenta? Fondul Monetar Internațional are vizite periodice în țările pe care le monitorizează, țările care sunt membre ale Fondului Monetar Internațional. El, ulterior acestei vizite, va emite un raport privind starea economiei românești și poate opina și cu la ce poate face guvernul român pentru a îmbunătăți această situație economică. Însă aceste recomandări, atâta timp când nu este un acord de finanțare cu Fondul Monetar Internațional, sunt opționale pentru autoritățile române. Așadar, noi decidem dacă vom și face ceva după aceste recomandări pe care spuneam că le oferă. Fondul Monetar Internațional estimează o creștere economică de 2,3% pentru România în acest an și un deficit bugetar de 6% din PIB și recomandă autorităților de la București, iată, reforme adiționale. Practic. Da, România are o problemă, spune, destul de mare cu deficitul bugetar. Anul trecut vom avea în jur spre 6% deficit bugetar, poate chiar ușor peste ce a făcut guvernul pe partea de deficit cash. A amânat plățile pentru acest an, pentru a arăta sub 6, dar de fapt pe partea de ESA probabil este peste 6, deci atunci când se iau în considerare și datoriile pe termen scurt ale guvernului, cum ar fi o plată amânată. Deci deficitul este mare, va fi mare și în acest an, și în acest an probabil va fi cu cel puțin un punct procentual peste estimările guvernului. Și Consiliul Fiscal a menționat exact același lucru în raportul său privind prețul de buget. Deci bugetul României este, aș spune, principala vulnerabilitate a economiei românești și în acest an, fiind an electoral, probabil nu se vor lua măsuri. Însă, unde recomandările sunt obligatorii, sunt cele ale Comisiei Europene, că România este în procedură de deficit excesiv. Prin urmare, în anul 2025 vor trebui luate măsuri. Care vor fi aceste măsuri? Creșterea puternică a fiscalității. Vedeți, deja se fac aluzii că se vor mări taxele pe muncă. Da. Experții FMI au arătat la vizita anterioară că principalele măsuri la care autoritățile ar trebui să se gândească sunt eliminarea scutirilor, privilegiilor și lacunelor rămase, o nouă eficientizare a TVA, implementarea unui impozit reformat pe proprietate și utilizarea politicii fiscale pentru a promova utilizarea eficientă a energiei și, mai larg, încurajarea tranziției la o economie cu emisii neutre de carbon, câteva dintre recomandările lor. Aș vrea să știu, domnule Codrălașu, sau să știm, de fapt, cu toții, când ar putea să vină, nu știu, un nou împrumut de la FMI? Un nou împrumut de la FMI ar veni în condițiile în care am avea probleme de finanțare a contului curent. Contul curent a fost la peste 9 în 2022, însă este în scădere. În scădere tratată, însă este peste 5% din PIB, 5% fiind, să zicem, considerat un nivel de atenție la nivel internațional. Deci deficitul de cont curent este ridicat și se combină cu deficitul bugetar, se și numesc deficit gemene, cele două. Și una impactează pe cealaltă, în special deficitul bugetar impactează deficitul de cont curent, că generează deficit de cont curent. Atunci ar veni FMI când am avea o problemă de a finanța deficitul de cont curent. Când am putea avea o problemă în a finanța deficitul de cont curent, dacă cumva nu reușim să luăm banii din PNRR. Cred că PNRR-ul este esențial pentru a menține stabilitatea financiară a României. Tocmai că avem aceste deficite mari. Și fără un flux de bani de la Comisia Europeană, da, atunci și ratingul ar fi, și ratingul României și posibilitățile și costul de finanțare a României ar fi puternic afectate. Așadar, PNRR-ul este cheia și FMI-ul e un fel de colac de salvare.
în caz că renunțăm la PNRR. Însă, atunci când avem acord de finanțare cu Fondul Monetar Internațional, ați văzut, mă rog, toți am văzut, măsurile de ajustare sunt destul de stresante pe termen scurt, adică nu sunt ușoare de acceptat de mediul de, să zicem, de afaceri din România și de mediul economic. Și vor presupune accentuarea scăderii economice care s-ar întâmpla în cazul unei crize financiare. Guvernul, vedem, este asaltat de cereri salariale, de măriri salariale. Pe unde va scoate cămașa în acest an? Deja își supraestimase veniturile și subestimase cheltuielile ca să scoată un deficit bugetar prognozat cam cu un punct procentual mai mic decât cel așteptat de specialiști. Aceste greve vor presupune presiune suplimentară pe cheltuieli și implicit pe deficitul bugetar. Corecția va fi în 2025 prin taxe mult mai mari. Deja de acum vorbesc autoritățile că în 2025 va fi o discuție, în ghilimele, despre ce taxe vrem să avem. Dar să luăm taxele pe muncă, deja plătim 42% din salariul brut ca și taxe și impozite. La asta mai plătim și TVA, că suntem consumatori, la ce cumpărăm, deci undeva încă 19%. Deci ajungem deja acum să muncim vreo 8-9 luni pe an doar pentru stat. Asta, mă rog, mă gândesc în evul mediu, când exista Serbia și ei plăteau mai puțin către stat la momentul respectiv sau, mă rog, către cine trebuiau să plătească. FMI susține că majorarea taxei pe micro-întreprinderi va duce la majorarea veniturilor, iată, din taxe, însă consideră că pragul pentru registrarea ca micro-întreprindere ar trebui redus și mai mult? Acum și e optim, atâta timp cât legea permite, nimeni nu vrea să plătească o taxă mai mare decât permite legea, că scopul unui agent economic sau unui om nu este să-și maximizeze taxele plătite la stat. Plătim cât ne spune legea, nu mai mult. De urmare, e optim să utilizăm, în loc de contracte de muncă, dacă putem, să utilizăm alte tipuri de contracte, gen micro-întreprindere, PSA, SRL, pentru că și în condițiile actuale de taxare e mult mai bine să plinim banii pe acele vehicule decât ca muncă salariată. Tot, niciuna din cele trei alternative nu plătim 40% din venituri taxe la stat. Deci și de aici și Fondul Monetar știe, și Guvernul știe situația asta, și de aici recomandarea Fondului Monetar de a reduce acest prag. Este adevărat, domnule Cădurașu, că ne împrumutăm la cele mai mari dobânzi? Da, plătim cele mai mari dobânzi din Uniunea Europeană la finanțările în monedă proprie. De unde vine lucrul ăsta? Cum spuneam, avem de atâta timp deficite mari bugetare, vom avea în continuare deficite mari bugetare. Vin la scadență anul acesta undeva la 13 miliarde de euro împrumuturi deja emise, care trebuie refinanțate. Piețele știu toate lucrurile astea. La toate lucrurile astea se mai adaugă și faptul că suntem ultima treaptă de investment grade. Avem triplu de minus ca și rating. Ceea ce înseamnă că suntem percepuți ca printre cei mai riscanți din perspectiva posibilității de rambursare a datorilor din Uniunea Europeană. Acești factori cumulați ne duc la aceste cele mai mari rate de dobândă plătită din Uniunea Europeană.